Salutare și bine ați venit la etapa 11 din campionat. Avem meci cu Inter. Un meci destul de greu pentru noi, fiindcă Milan are o echipă foarte, foarte bună și noi nu prea așa cu jucătorii cu over mare. Așa că se va fi, trebuie să suntem la mâna noastră. Dacă urmăriți clipurile, ați văzut că vă cam bat la cap cu această replică, dar chiar suntem la mâna noastră în campionatul ăsta. Dacă noi câștigăm toate meciurile, avem șanse destul de mari să fim pe primul loc. Ce ne scoate Tătărușanu? Două mingi în 10 minute, foarte, în 6 minute chiar, foarte bine s-a desfășurat Tătărușanu în acest început de meci și în episodul trecut s-a desfășurat foarte bine. Dacă nu l-ați văzut, intrați și vedeți că e clipul trecut. Juca cu Porto și acolo am dat 4 goluri. Mă rog, pe final de meci s-au dat mai multe goluri, dar mă rog. N-am avut tot timpul acest avantaj mare. Bogdan Stancu intră în careu și reușim să marcăm în minutul 15. Foarte frumoasă această trecere a lui Bogdan Stancu, puțin în exterior. Nu vedem preluarea asta bine, nici pe asta. Mă rog, el a intrat puțin în exterior și a dat după cea cu piciorul stâng. Destul de riscantă această execuție, dar foarte bine că a ieșit. Milan câteva pase proaste, Inter. Tot timpul mi-e greu să spun că acolo e Internaționale Milano și noi spunem de obicei la Inter, nu mai spunem că și Milan și la ei aici pe joc este Milan, e I-Milan. Da. Mai greu de procesat, cartonaș galben pentru Snichi. Ați înțeles. Nu mai încerc să pronunț că s-a văzut ce bine știu să-l pronunț pe acest jucător. Skriniar sau ceva de genul îl cheamă. Am auzit de el, un jucător cunoscut și de asta vreau să îl pronunț până la urmă ca să nu parcă nu e prima oară când am auzit de el. Ștefan Radu pasează în siguranță la Tătărușanu și își face preluarea ca mare, m-a cam sperat o leacă. Andone depozitat de Bastoni acolo, acum Barella pasă bună către Martinez câteva driblinguri în spate către Brozovic, acum la Lukaku și obține un nou corner. Foarte periculoasă Inter din corner, am observat. Da, Gardo și acolo foarte bine respinge pentru moment. Din nou dă pasă proastă Skriniar. Cred că dacă mă văd pe mine cum pronunț o să fie mega amuzant. Gardo și nu se complică, pasă la Torje care încearcă să demareze un contraatac, pasă foarte bună de Torje, văd că Torje chiar joacă din ce în ce mai bine și Bogdan Stancu poate să facă dubla fix înainte de pauză și o face și ne vedem după pauză. Văd că astăzi joc foarte bine, ieri am vrut să filmez două clipuri și din motive nu s-a filmat, adică s-a probleme la aplicație și la lag, deci să vă mint că astăzi văd că nu avem lag deloc. Și nu prea, nu știu dacă am câștigat ambele meciuri, parcă unul egal și la unul am bătut așa chinuit. Am avut aici o fază cu Răzvan Marin, putea să facă 3-0, dar Maxim din nou corner. E bine că ține de minge, avem faze fixe, mai trece timpul, poate dăm și un gol, fiindcă avem jucători destul de buni pe faze fixe. Bogdan Stancu aici a deposedat de fundașul celor de la Inter. Ca să nu mai bat capul cu pronunția. Torje pas a lăsat la... Da, pas a fost interesant, da? Ideea proastă. Lukaku, foarte bine depozitat de Grigore acolo. Hagi către Răzvan Marin. Răzvan Marin depozitat de Brozovic. Acum Barella pasă cam tare aici dată pentru jucătorul celor de la Inter, Ștefan Radu, către Răzvan Marin, aproape să pierde mingea până la urmă, Lukaku acolo foarte inteligent, a stat la pândă și a recuperat balonul. Interul văd că nu o cedează și apără, iese foarte bine Tătărușanu. Am crezut că la 2-0 și i-am și dominat puțin, o să zic că gata, ați câștigat, bravo, dar nu. Lukaku foarte activ în jocul celor de la Inter. Nu că n-ar fi așa și în
în viața cea reală, dar noi ne-am apărat foarte bine. Am închis spațiile și nu prea le-am lăsat pe unde să dea la poartă sau vedeți că tot timpul sunt cu pasa în spate, chiar dacă urcă puțin, la un moment dat trebuie să dea pasul, să dea pasa în spate. Nu s-a întâmplat de data asta, dar Lukaku aici lovește pe jucătorul nostru fără voie, din nou centrare și apără din nou Ciprian Tătărușan, normal. Foarte, foarte bun Tătărușanul de la un timp, joacă foarte, foarte bine, apără, adică foarte bine. O centrare către nimeni, acolo puteam noi să luăm acel balon foarte ușor și am câștigat și acest meci cu 2-0. Desigur, trebuie să treacă și aceste 2 minute de prelungire și s-au terminat și aceste minute. Un meci foarte, s-a terminat foarte repede, mi s-a părut. Adică, eu nu dau seama când au trecut 6 minute. Jocul trecut, chiar dacă au fost mai multe goluri, parcă a fost mai lunguț, parcă. Tot 4 puncte, doar că avem un gol averaj relativ ok. Tottenham acolo 20 de goluri. Niciun român la transferuri. Haideți să vedem și cu ce echipe mai jucăm. Deci, e ok. Avem meciul Barcelona care este foarte important. Trebuie să-l câștigăm. Ok. Mai sunt 4 meciuri, mai avem timp de aduna puncte. Cam asta a fost și clipul de astăzi. Până pe data viitoare, toate cele bune. Pa!